Andreea Antonescu se numără printre cei care riscă să plece acasă în această săptămână după ce a fost nominalizată de către colegii ei. Faimoșii au criticat-o aspru pe artistă. Competiția Survivor România devine din ce în ce mai grea. Concurenții luptă cu toate forțele pentru a câștiga cât mai multe probe și pentru a rămâne cât mai mult în Republica Dominicană. Astfel, faimoșii încearcă să elimine verigile slabe, iar Andreea Antonescu este și ea printre acestea, potrivit colegilor ei. Faimoșii au pierdut câțiva concurenți deoarece abilitățile lor sportive nu se ridică la nivelul acestui joc sau psihicul nu-i mai ajută să meargă mai departe. Strategia concurenților este să elimine pe cei slabi pentru a rămâne doar cei puternici care pot aduce puncte și avantaje echipei. Andreea Antonescu este considerată una dintre cele mai slabe concurente și a fost nominalizată pentru o eliminare de 3 ori consecutiv. Însă, din fericire pentru ea, a avut noroc și a scăpat de eliminare. Însă nu se știe cât va mai rămâne în Republica Dominicană. Andreea este criticată de către băieții din echipă care consideră că nu are ce să caute în această competiție pentru că nu aduce puncte și nu va reuși niciodată să ajungă la un nivel demn de un astfel de concurs. Faimoșii își doresc ca Andreea să fie eliminată pentru că nu are ce căuta în Republica Dominicană. Mai mult, ea este acuzată și de faptul că dezbină echipa pentru că tot ce a făcut până acum a fost să provoace certuri și scandaluri.